Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod mai special, să zic așa, da, și Ilie Sărge la mej, mersi, bă, Iliuță. Bă, fraților, înainte să începem, vreau să vă rog foarte, foarte frumos să băgați acolo câte un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Dacă mai vreți episoade de genul în continuare, zici tu ceva, Iliuță, acolo. Vă pup, băieți, ce faceți? Da, vă pupă Iliuță, bă, băieți. De data aceasta am vorbit din nou cu prietenul nostru Maniac Boy și mi-a zis, băi, tu, bă, frate, a apărut acum un Call of Duty nou, se numește Cold War, nu știu ce, nu vrei să bagi cheat-uri pe el, să realizezi, da, băieți, acolo cum merge cu cheat-urile. A zis că, bineînțeles. Așa că, bă, băieți, mama, asta e harta de pe Black Ops 2, cu aia, eu cunosc harta asta, să moară Jaxana, dacă, eu știu, dacă jucăm pe harta asta, e genial jocul ăsta, să moară Jaxana. Uai, jucăm pe harta care asta. Ești tu, care ești tu, care ești tu? Eu, Raul 2K. Dați-mi, bă, băieți, acesta este meniul de la cheat, vreau să-mi fac aici o setare, să-mi scot snaplines-urile astea. Bă, ce? Ah, ok. Tu ești ăsta din fața mea, care stă în fața mea, se vorbează la mine? Dați așa să-mi fac niște setări, bă, băieți, aici, un prez mode. Acum puteți să-mi copiați setările dacă chiar vreți. Smooth aim, nu vreau smooth aim, hoaie, să le dau la așa de le sar capetele. Ai, fii atent. Deci în acest game mode, bă, băieți, trebuie să capturăm. Nu, noi trebuie să le dăm defend. Dacă îți scrie defend deasupra lor, trebuie să le protejezi. Și ceilalți trebuie să vină să le captureze punctele astea, știi? Hai, stai, uai, cu... știu harta asta. Uai, stai, păi și eu știu, coaie, nu ți-ai stai așa să-mi scot aici, să-mi arate doar show team, așa, show enemy, gata. Bă, fraților, acest hack, nu știu exact cât costă, mi se pare că 60 de euro pe lună sau ceva de genul, bă, e destul de scumpicel, dar având în vedere că pe jocurile de genul, pe Call of Duty sau pe jocuri de astea de genul, mamă, cred că mi-e prea tare jocul. Pe jocuri de genul este destul de greuț, să zic așa, să bași cheat-uri, gata, cred că se aude mai bine. E destul de greu, adică nu merge orice cheat de la ieftin, de-l găsești tu pe net sau chiar cheat gratis, hai să vedem cum merge. Mama, am autoshot-ul, coaie, a început să-mi tragă singur în pâine, să-mi scot autoshot-ul. Nu-mi place să-mi tragă singur, dar nu știu unde-i... Ah, auto-fire off. Deci pe jocuri de genul este foarte greu să-ți bagi cheat. Dacă vrei și cheat de Warzone, desigur, pentru că, na, Warzone are și Battle Royale, mă gândesc că acolo sunt motive mai mari să-ți bagi cheat-uri. Există și... Coaie. Există voice chat, coaie. Ah, mi-am dezactivat lec-ul. Aparent de pe home îți dezactivezi lec-ul, bă, băieți. Unde-i voice chat-ul, coaie? Și eu de ce nu-i aud pe ăștia care vorbesc pe voice chat? Nu știu, dar l-am auzit pe unul cum a jurat în limba lui. Să mor tu. Am dezactivat hack-ul, bă, băieți, mă scuzați. Hai să vedem cum îi luăm pe băieți, să vedem. Mamă, ăsta în piscină, noată, coaie, noată pe spate. Ia, stai că vin și eu cu tine. Nu, nu, dar de unde, cine trage în mine? Bă, tu ai tras în mine sau am început ăla din apă să tragă în mine, coaie? Nu, eu nu, pot să trag să dau damage? Bineînțeles, ia să vedem. Bam, gata, l-am luat pe ăla. Eu vreau să fiu pe primul loc, coaie. Uite, eu sunt pe primul loc. Vezi, dacă dai tap și te uiți acolo jos, eu sunt pe primul loc. Bă, fraților, ia fent acum ce au pe ăștia de ia, Iliuță, ia, mamă, sunt 4 coaie, mamă, 3 kill-uri deodată să moară Jaxana, e prea genial cheat-ul ăsta, bă, băieți, am făcut și level 40 pe AK, o chestie super șmecheră. Bă, fraților, aveți link în descriere, by the way, de la acest cheat, dacă vreți să jucați cu el, eu nu o să-mi cenzurez numele, adică puteți să-mi dați report dacă vreți, nu știu dacă chiar se ia cineva după reporturile astea pe jocul ăsta. Mamă, am câștigat runda fără să facem nimic, am făcut doar kill-uri coaie aici, nebun. Deci practic am dat defense. Ah, fiți atenți, bă, băieți, m-am prins cum e chestia. Dacă noi suntem la, uite coaie, best play acum. Mamă, uite coaie că ce le arată ăștia. Deci acum, băieți, faza asta o vedem. Oh, dai să iem bot. Cum a făcut ăla, what the fuck? De acolo aici că nice, nice, ai bot. Mamă, bă, băieți, cum a făcut ăla, nu vine să cred așa ceva. Băi, n-am știut că există și pe modul ăsta de joc voice chat. Și acum noi trebuie să, uite, vedeți că ne scrie capture. Acum noi trebuie să, mamă, am și proximity mai pe ăsta, o să-l pun acolo pe ăsta. Acum practic runda asta trebuie să capturăm noi punctele astea și la 3 runde câștigate, du-te, mă, dă-i rush direct, am spart și geamul, ești nebun. Și la 3 runde câștigate, cine câștigă prima dată 3 runde a câștigat meciul practic. Acum noi capturăm punctul ăsta și o să mă duc să-l omor. Ah, ok, ăla a dispărut aparent. Hai să vedem, bă, băieți. Lăsăm pe băiat. Bă, dar cum e voice chat-ul? Că vreau și să vorbesc cu ei pe voice chat, coaie. Nu știu. Mamă, vreau și eu să văd voice chat-ul cum e. Mamă, dar eu de ce nu văd niciun inamic? A, uite-l, mă, ia fent, așa că vreau să-l omor pe băiatul ăsta. Că vine el să ne dea capture 90, pam, headshot, i-am dat direct, l-am spart să moară Jaxana. Blood 30, bă, păi echipa noastră se descurcă. Băi, pe cred că a ieșit coaie, mai ai 4 de la ei din echipa. Au ieșit de nervi, ești nebun. Când mi-au văzut best play, au și ieșit băieții. Mamă, încă unul mor, să moară Jaxana, ce le dau, n-ai nicio șansă, bă. Coaie, ai auzit și tu? Ce? S-a auzit ceva în arabă, cred că nu știu ce limbă s-a auzit coaie, dar s-a auzit ceva super dubios. Lasă așa, mă, băieți, să vedem. Aia, uite-l, mă, pe ăsta jos. Hai, mă, Punisher. Au ieșit toți. Mamă, mai 3. Au dat rage quit toți, coaie. Gata. Ne-am făcut să dea rage quit. Mă, băieți, cred că o să mai jucăm un meci după chestia asta, că au dat rage quit, aparent, băieții. S-au săturat, ești nebun. Au zis, gata. Și cred că o să jucăm alt game mode. Ce game mode mai vrei să jucăm, băi, Iliuță? Ce game mode șmecher crezi că mai există pe jocul ăsta?
Păi nu știu, frate, că tu cunoști jocul, tu... Bă, nu știu, n-am jucat până acum, gata, round win. Bă, băieți, pe cred că după round win... Fuck you, Zedo and Raul, fuck you, bitch! Yeah, you fucking faggot, stop cheating, you fucking weirdos. Îți are voce de aia de 14 ani de american, de 14 ani. Mamă, vezi că Pac-Man ăsta a luat best play-ul, coaie, de ce, coaie? Mamă, ești pe primul loc, ai făcut mai multe kill-uri decât mine, what the fuck, Romania? Mamă, ce ne înjură ăla, coaie, de asta e de la noi din echipă? A, nu, e de la ei, din echipă, de aia ne jură așa, e de la adversari cu aia, de aia ne jură așa. Ți-a zis, fucking Zedo, fucking aim. Da, 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 da. Dar tu le-ai dat mai ori decât mine cu aia, că văd că ești pe primul loc. Dar de ce ești pe primul loc? Că pe mine mă arată acolo jos. Sau tu, dacă dai tap, ce ți-arată acolo jos de tot? Ți-arată pe tine? Eliminations, dead, alea, ți-arată pe tine acolo? Primul, mă arată primul. Nu, coaie, dacă dai tap și te uiți jos de tot în score tab acolo, unde ți-apare eliminations, dead, nu știu ce, pe cine, cine apare acolo? Dai tap, coaie, și te uiți jos de tot, ești terminat? Ah, The Voltil Man. Băi, coaie, mai jos de The Voltil Man. Ți-apare o chestie, încă un tab și ți-apare acolo, cred că numele tău, Eliminations, da. Dead, nu știu ce. Ah, da, deci apare numele tău acolo, nu? Da. Da, coaie, mă uitam la ea și credeam că acolo ți-arată dacă ești cel mai șmichir din meci. Coaie, nu mai avem adversari, au ieșit tot, tu ai văzut? I-am făcut să diarei și cu coaie, au ieșit efectiv din meci. Enemies forfeiting, a, deci practic se încheie meciul 10 secunde, bă băieți, da, bă băieți, ați văzut ce șmecherie hack-ul ăsta, faceți pe adversar să dea efectiv rage quit, gata, victory, bă băieți. Fraților, cred că o să jucăm alt game mod, dar nu știu exact ce game mod. Să nu ieși din lobby, cred că, sau ba da, poți să ieși, dă-i leave match. Ba, dă-i leave match, quit match, cred că ne lasă în lobby, fii atent, ne păstrează în lobby pe amândoi. Ia. Yeah. Mamă, cred că mi-a dat crezi jocul, ești nebun, s-a terminat. Mamă, cred că mi-a dat crezi jocul, s-a terminat. De ce m-ai imitat sau ție chiar ți-a dat crezi jocul, s-a terminat? Hai, le dăm join. Nu, păi da, îți dau join. Hai să vedem, join party. Fii atent, acum dă-i, numai, hai să nu mai jucăm. Mamă, dar eu nu pot să văd. Aici, hai pe hardcore să jucăm cu aia. Hai pe hardcore și dă-i all nu, nuke down. Nu știu ce e ăsta cu aia. Stați un pic, hardcore domination. Tot timp flight control capture zone și... Da, dă-i hardcore domination. Hardcore domination. Gen debife. A, dar pot și eu să le debifez cu aia. Hardcore domination, quick play. Bă, mă auzi? Gata, am dat eu start. A, ai dat pe hardcore domination, nu? Bun, bă, păi stai cum e hardcore domination. Bă, ne-a dat eroare cu aia. Ți-a dat eroare în pizda, mă, dă-i join pe mine, dă-i pe numele. Dă-i acolo în dreapta sus la social, dai pe numele meu și dai pe join. Sau accept, mă rog, nu știu cum ți apare ție. Gata, mă, gata. Hai că dau eu hardcore domination. Dar de ce ți-a dat fail, coaie? What the fuck? Gata, cred că acum ne caută, bă, băieți. Nu știu, mie mi se pare super super interesant, bă, și jocul ăsta. Îmi place foarte mult că au avansat băieții cât de cât în grafică. Nu știu, uite, și așa. Da, chiar mi se vede super. Nasol că n-au băgat Battle Royale, dar cred că au vrut să facă gen, că pe Warzone, de exemplu, nu, cred că e doar Battle Royale Warzone, nu știu exact. Mai erau și alte moduri de joc pe Warzone? Nu mai știu, și ăsta probabil au vrut să ia locul. Da, mamă, uite cât are ăla level, 431, coaie! Mamă, să vezi ce rage-o să dea ăla. Da, cred că ăla își sparge monitorul, e negru de ăla de... Ce nu știu, monitorul, televizorul, 100% joacă, ești nebun de pe consolă. Nu, nu joacă, vezi că le apare în drept de pe ce joacă. Uite, vezi? A, ești nebun, da, ce tare. Le apare, uite, ăla joacă de pe PlayStation, vezi? Coaie, dar ce de căcat e crossplay-ul, adică tu gândește-te, coaie, că noi ăștia de pe PC avem mult mai mare avantaj. Mai ales, coaie, gândește pe console, de un milion de ori mai greu să-ți bagi coduri. Trebuie să-ți demodezi consola, trebuie să-i faci jailbreak, dă-l-am pula mea, să desfaci PlayStation-ul, să arzi nu știu ce chestie de pe placa de bază ca să nu mai meargă chestia aia lor, să nu poți să-ți instalezi ce vrei tu și căcaturi, de-ala e multă complicătură, coaie. Bune? Da, coaie, eu să-mi demodez Xbox, o trebuie să mi-l desfacă tot, coaie, și să îmi iardă nu știu ce chestie de pe placa de bază. Mi-a făcut efectiv scurt la Xbox, ești nebun? Că avea o chestie, nu știu ce e chestia aia, habar n-am, nu mă pricep la demodări și chestia aia, dar ideea e că mi-a luat vreo 4 milioane să mi-l demodeze, coaie. Gino a fost super scump și mi-a făcut nebunii pe acolo. Bă, noi trebuie să capturăm acum. Și eu de ce nu văd HUD? Mi-am luat de instant, ești nebun? Mamă, mi-a dat o coaie. Păi și numai... A, ba da, ne respawnăm. Coaie, e hacker, cred că. E un hacker care trage prin toți pereții, aparent, coaie. Coaie, mă auzi? Da. Era unul care efectiv trăgea prin toți pereții. I-am dat și eu head. A, fii atent, e hardcore, mori instant aici, coaie. Aici, de la un glonț, ai murit, de aia se numește hardcore. Mamă, păi genială, și n-ai nici HUD și nici de alea, gen, nu vezi, mamă, ce le dau la ăștia, mamă, coaie, ăla are hack. Are hack unul dintre ei, coaie. De unde știi? Păi mi-a dat de 3 ori prin perete, ești nebun? Mamă, cum trag ăștia, ești nebun la cap.
Mamă, e super hard aici, bă, băieți. E destul de tare chestia asta. Și trebuie să le capturăm obiectivele alea la inamici. Oai, ce era să mă moare asta, să moară Jaxana. Oai, dar cum trag ăștia, bă. Bravo, bravo, Zedo, ai, trebuie să înaintăm, trebuie să înaintăm. Mamă, coaie, n-ai, n-am o șansă, ești nebun. Când încerc să mă apropii de ei, mi-a dat tu. E super mamă, greu, coaie. Da, e greu, e greu, rău de tot. Și poți să tragi prin pereți, oare? Bă, nu poți să tragi prin pereți, bă, gamiaș. Hai că dau repede araș pe ăsta. L-am omorât, este, mă. E mult mai realistic pe hardcore, știi, de la un glonț ai murit. Nice. Nu, nice. Hai mă, hai, hai, că înainteză. Gata, m-a luat pe la spate să moară Jaxana. Mamă, e super greu chestia asta. Bă, uite, putem să dăm capture. Hai la punctul B și dai capture. Așa, stai aici, stai în cercul ăsta, Ilie. Mai în spate, coaie. Ilie, stai în cercul ăsta. Coaie, nu te bate cu ei. Stai în cercul. Aici, coaie, să trebuie să protejezi cercul ăsta ca să câștigăm. Tu poți să-i omori de câte ori vrei tu, dacă nu le capturăm obiectivele astea, degeaba îi omorâm, știi? Trebuie să le capturăm obiectivele. Mamă, dar ce le dai, nu-i lași să respire. Mamă, coaie. Rămâi în cercul ăsta, că mă duc eu pe să capturez ce. Hai că aici trebuie. Bine, mă, am omorât pe amândoi. Hai să vedem, bă, băieți. Mort unul. Mamă, dar ce rage dau. Coaie, am intrat la ei în bază. Ah, m-a omorât, băga mi-aș. Câte kill-uri ai? Ia dai pe tab și uite de jos, câte kill-uri ai? Gata, am capturat B-ul. Și am trebuie să-i dai... Mamă, trebuie să-i dai defense. Bă, vezi că ne ia ăștia, coaie, ne ia au. Au ajuns la noi, na, coaie. Da, au, unde ne spawnam noi ne ia acum, ești nebun? Mamă, eu primesc numai medalii acolo sus, nu știu dacă și tu primești la fel. Așa, gata. Mamă, am făcut și level 2, 4, 2. Ia, m-a luat iară, bă, gam iaș. Mamă, prea... Ce-ai zis prea... să zic câte am? Câte kill-uri ai? Elimination? Da. 10. Mamă, eu am 21, coaie, ca-n slăbuț ia zi, Liuță. Ca-n slăbuț. Eu mă duc aici, urc în casa asta și le dau de aici de sus. Pare mult mai șmecher. Mamă, ce am dat-o ăla. Fii atent, coaie, eu stau în casa asta și le dau de sus, le acopăr. Sau hai. Nu muri, hai că vin cu tine. Nu muri. Vino încoa. Vino încoa să le capturăm ceu. Hai. Hai, coaie, unde ești? Hai încoa. Gata, i-am omorât 2, 3, 4 kill-uri. Hai să le capturăm ceu repede până nu se spawnează aici. Gata, le capturăm ceu acum. Hai să-l omor și pe bulangiu ăsta. Gata, mort. Gata, și cred că am câștigat prima rundă dacă le-am capturat ceu aici. Hai să vedem. Ok, păi de ce nu? Cred că am câștigat meciul, sau? Bă. Losing game. Bă. Băi, futu în gură, mă, ce șmecher is ei, mă. Când le capturam noi ceu, ei ne capturau au. Oricum n-au nicio șansă. Ok, doi morți. Mamă, ce iau, o șansă nu le dau. Ok. Hai, gata, capturăm au din nou. Cred că o să fie acum losing. Mamă, losing ce? Du-te la ce? Lasă că iau, lasă că nu avem. Ba cum? Minim 2. Nu trebuie să fim minim 2, coaie. Ah. De ce zici asta? Păi dar nu o să câștigăm niciodată așa, că ăștia nu știți praf, coaie. Bă, n-are mă legătură, cum să trebuie... Mamă, m-a luat de acolo. Cum să trebuiască coaie să fii minim 2, ești nebun? Ia să văd. Zici tu? De unde ți-o venit ție chestia asta că trebuie minim 2? Iliuță? Ah, ce mă? De unde ți-a venit chestia asta că trebuie minim 2? Pentru că e plecat o dată. Și mi s-a... Merge, coaie, eu singur în zona ce și-o capturezi, ești nebun. Ah! Coaie, te-am omorât pe tine. Te-am omorât. Coaie, m-am speriat de tine losing și te-am omorât. Du-te la, coaie, că uite, poți să iau ceu și singur, dar merge mai greu chestia aia. Gata, am luat ceu, coaie. Du-te și ia și iau, să câștigăm runda aici, nebun. Vezi că mă omoară ăștia, da. Păi, dar cum te omoară, mă, coaie? Păi, sunt mulți care se spawnează aici. Păi, da, omoară-i. Eu am intrat în ei, știi cum i-am rupt, dar nu vreau să plec de la ce, că dacă plec de la ce, ni-l ia ăștia iară, coaie, jos, câștigăm prima rundă. Măcar prima rundă să câștigăm, ești nebun. Mi-a pus mină de aia la picioare. Mamă. Du-te și stai ce și păzește-l și intru eu pe asta să-l capturez. Stai tu la ce și păzește-l. Mamă, ce m-a luat, coaie, o șansă nu mi-a dat. Stai la ce? Că dacă tot filmezi să intru în ei, ca lumea să le prezint la băieți și tu cum merge mai bine. Știi că dacă stau eu pe ce să-l protejez, nu le prezint nimic. Hai. Cum nu l-am luat, coaie? Cred că doar dacă te le dai... Ok. Half time, coaie. Score limit. 100. Bă. Cred că acum e best play. Fii atent, uite de aici. Bă, noi cred că am intrat pe de ăla, coaie, gen să... Gen cine ajunge primul la 100 de kill-uri la toată echipa. Nu cred că era cu capturări. Numai că dacă capturam pe toate 3 deodată câștigam. Dar cred că dacă am ajuns la scor gen de 100 am câștigat noi. A, ba nu. Switching sides. Păi și cine a câștigat prima rundă, coaie? Nu știu, nu, 200 de puncte trebuie să facem să câștigăm, coaie. Noi avem 100 capture, de puncte acum. Capture, bun. Nu știu, hai să încercăm să le capturăm pe toate runda asta. Capture all zone, stai aici, așa. Hai să ne capturează ăștia. Ok, capturează. Când capturezi o zonă, stai pe ea, nu mai pleca de acolo, bine? Ca să nu pierdem, că mă duc eu și iau au. Tu du-te și ia ceu sau altceva, nu știu. Ok,
41 de eliminații. Mamă, să moară Jaxana, dar nu-i las, mă, nu-i las. Mamă, am putut să-i dau prin perete, ești nebun. Nu mă așteptam la chestia asta. Da, dar le capturez au coaie. Gata, am capturat. Da, și pierdem ce-o coaie. Băi, ce... Doamne, ce mă enervează că pierdem ce-o. Da, m-au luat pe la spate, nici n-am știut că se spawnează aici. What the fuck. Pierdem ce-o coaie, pierdem ce-o, pierdem ce-o, pierdem ce-o. Să ia așa că intru pe aici. Intru tare la ce? Gata, am omor pe amândoi și acum mă duc și pe bulangerul ăsta și l-omor și pe el. Mamă, m-a luat, ești nebun, mi-a tras dinainte să intru acolo, ești nebun la cap. Joacă prea bine ăștia coaie, ești nebun de ea, de joacă de pe PS4, de stau cu Doritos și cu Mountain Dew lângă ei, ești nebun. Mor doi. Hai și tu, frate, hai și tu, frate. Bravo, bravo, bravo. Nu știu, nu pot să-l omor și pe ăla, nu apare, nu pot să-l omor. Mamă, am omorât 4 deodată cu aia, 5, mamă, să moară Jack Sara, ce le dau, nu-i las. Tu ești ăsta de lângă mine. A, hai, dar rămâi tu pe ea. Luz cu aia, așa. Rămâi tu pe ea, rămâi pe ea, rămâi pe ea, rămâi. Ce-ți luz? Mamă, mi-a dat cuțitul, nu ești nebun? Cu aia, să mor tu. Bă, ne capturează ea, ne capturează ea, au cu aia și avem și ce-o pierdut. Eu pierdem sunt la asta. Ce? Nu, eu sunt la ce? Ok, nu, ține ce-o, ține ce-o. Da, bine, mă. A, știi ce e, mă, la ce? Da, mă. Ce e la ce? Trebuie să ne schimbăm, nu ai cum să... Prima oară trebuie să-l lași să-și dea... Ce să-și dea? Ai gen o chestie cu gază în care dacă te duci să dai defend la ce, mori orice ar fi. Adică, de ce? Păi probabil că așa e jocul, gen. Trebuie să duci dintr-o parte în alta. Mamă, ce coaie, a luat foc toată casa. Mamă, au dat ăștia cu bombe ceva coaie, a luat foc toată casa. Păi eu nu văd nicio chestie cu gaz care mor la ce. Sau dacă e zonă roșie sau nu știu, că n-am înțeles. N-am înțeles faza asta. Ideea e că eu mă cac pe ăștia, ești nebun, îi rup, îi bat de-i rup, ești nebun la cap. Mamă, cât sunt pe mid aici, mamă, cât erau pe mid cu aia, ești nebun la cap. Și acum, gata, le avem pe toate, le avem pe toate trei. Ah, pierdem ce-ul, băga mea și m-a și omorât ăsta cu bomba. Rămâi pe ea, tu rămâi aici, rămâi, sau te duci pe ce? Hai că atunci mă duc eu în casa asta și... M-auzi, mă, Iliuță? Da, mă, da, mă, concentrez aici la joc. Mamă, ce se concentrează Iliuță cu hack-ul care are și auto-aim, ești nebun. Am auto-shoot și auto-aim. Și auto-shoot și de toate ai, vrei să te mint la cap. Ok, unul mort, doi morți. Mamă, câte kill-uri ai cu aia? 55. Eu... 62. Bă, dar de unde trage, mă? S-a dat wallbang cu aia, what the fuck, Romania. Îl-a dădea wallbang-uri, băgam ea și picioreta în curul lui. Doamne, ce mă enervează. Mamă, cu aia, au trimis ăștia avioanele. Da, am văzut, am văzut, am văzut, am văzut. Ești chiar, mă, poți dai de toate dacă ai level și noi facem level în nebunie cu aia. De fapt, nu știu dacă ține neapărat de level chestia asta, dar știu că arma poți să o upgradezi dacă faci multe kill-uri și eu n-am niciun upgrade pe armă, efectiv am 0 upgrade-uri pe armă. Și am level, nu știu ce, o să-mi arate acum că o să dau level up imediat că n-am mai luat de ceva timp. Hai, capturează ce-u și acum o să pierdem AO probabil. Du-te și o să la... mă duc eu repede. Păi, aaa, băga mea și mi-a dat bombă sub craci. Tu zgura, gata, las, la, pierdem ce-u. Ba nu, capturăm ce-u. Am, hai, m-a omorât la ce? Coaie, cum te-a omorât? Ai și tu grijă că se mai spawnează ăștia în spatele tău. Ei, știu. Băi, coaie, și tot pierdem, și tot pierdem. Cred acum că la două... mă duc repede la ce? Da, dar cred că totuși la... Cred că totuși la 100 de puncte, de alea gen 100, 200 de kill-uri de fapt în toată echipa. Gen, dacă face toată echipa 200 de kill-uri, cred că câștigăm totuși. Și din alea 182 de kill-uri cât avem noi acum, 69 doar ale mele. Și vreo 50 doar ale tale, coaie. Ești nebun. Au început să-i spawneze la... Da, am văzut. Ia ce-u, capturează-l așa și o să mă duc pe A și pe B, ca să nu îi lăsăm pe jos. A, tu ești la A? Atunci rămân eu la... Mama, s-au spawnat ăștia toți pe ce, ești nebun. Mama, am level 45 pe A, ca coaie. Și aveam level 30 când am intrat pe cont prima dată, ești nebun la cap. Ok, iau ce? Da, 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 eu... Ah, mi-a dat cuțit, băgam iași, doamne, cum se spawnează în spatele tău, coaie. Nu te mai du, nu te mai du, rămâi la ce? Tu stai între ce și B și mă duc eu. Stai între A și B și eu iau ce-ul, știi? Că eu trebuie să-l iau, tu trebuie doar să le protejezi pe alea. Ok. L-am omorât pe ultimul din ce, hai că iau ce-ul. Gata, iau ce-ul acum. Bine, mă, am câștigat, gata, mă, băieți. Bă, fraților, am făcut 200 de puncte primi. Cred că asta era faza, dacă faci 200 de puncte primul. Ia, arată vreun best play? Da, și cred că a meu e. Ah, iată, 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 iată. Mamă, ce one-tap-urile dădeai cu mamă. Na, aveai o treabă cu aia. Dar mă mir că nu zice nimeni nimic pe... Mamă, dar tu numai tap-urile dădeai. Tu dădeai doar altul și l-ați așteptat să tragă cheat-ul cu aia. Mai, dar... Doar țineam click dreapta, apăsat atât. Mamă, cu aia, uite cum le dădeai. Mamă. Mamă, eu n-am aveam auto. Mamă, cu aia, ce s-a întâmplat? Bă, fraților,
Cam atât a fost episodul ăsta. Bă, sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut, spune așa, a fost super intens cu aia. Și am făcut și level 40, tu ai 39. Bă, fraților, dacă mai vreți episoadele genul în continuare, dați frații și voi acolo like, facem 1000 de like-uri, dați și un subscribe la Ilie, aveți canalul lui în descriere și probabil că o să ne facem și pe Warzone cu cheat-uri pe beta ăsta, pe Battle Royale, o să facem și live-uri și multe multe chestii interesante. Mâine cred că o să fie, bă, cu aia, ne să ne caută meci. Vrei să mai jucăm sau ce? Nu, eu nu fac nimic. Ne caută meci cu aia. Leave alone. Ok, gata. Bă, fraților, în episodul de mâine o să fie cu CSGO, cu Unity și o să vă dau cele trei licențe promise. Promit, deci asta e Pinky Promise, de la cum zice Ilie, Pinky Promise. Și mi-am încrucișat așa de gen, uite Ilie, așa e Pinky Promise-ul, nu că el mă vede la webcam. Așa e Pinky? Sau așa? Nu. Așa? Pinky așa. Nu știu cum e. Așa? Așa? Nu știu. Așa? Așa? Cu degetul mic, da. Da, Pinky Promise, bă, băieți, Pinky Promise, mi-am făcut Pinky Promise singur, că mâine... O să postez episod cu Unity și o să vă dau cele trei licențe promise. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut, zici tu ceva, Eliuță? Pa, pa! Pa, pa.